Buonasera, domnilor și domnilor, ca de fiecare dată, luna la ora 21, ne vedem aici la Gorj TV să discutăm despre probleme de interes public, lucruri care zicem noi că v-ar interesa, lucruri care ar putea fi interesante și care până la urmă țin de viața noastră. O să vă mire cumva titlul emisiunii în această seară. El practic este titlul unei cărți celebre a lui Erich van Däniken, Amintiri despre viitor. Dar o să vedeți de ce vom discuta despre lucrurile astea cu un invitat surpriză pe care eu nu l-am avut niciodată în emisiune până acum și îmi face o mare plăcere că l-am aici, în condițiile în care noi ne-aș și război pe terenul ăsta al presii, al politicii. Nu va fi o emisiune despre invitatul meu, nu va fi o emisiune despre știu eu, biografia domniei sale, ci va fi o emisiune de analiză, în condițiile în care domnia sa are destulă experiență în domeniul politicii, în domeniul administrației, să vedem cumva așa, nu neapărat să luăm la bani mărunți, dar să facem o analiză cât putem de pertinentă a ce se întâmplă în Gorj, a ce se întâmplă în zona economică, dacă putem atinge și partea asta în politica gorjeană, lucruri care ne privesc pe toți până la urmă. Am plăcerea să vă invit, să vă prezint invitatul meu în această seară, care nu este altcineva decât domnul Ionel Manțog. Bine ați venit, domnule Manțog! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și aș vrea să încep să văd ce mai faceți, că până la urmă, știți, mă și întreabă, ce mai face domnul Manțog? Ce mai știți de Manțog? Ce mai știți de... Mulțumesc de întrebare. Nu văd de viață, ca să zic așa. Nimic deosebit. De fapt, eu nu știu de ce e lumea întrebătoare în ceea ce mă privește, Păi să pentru vă că... spun de ce. Sunteți un personaj, o persoană destul de cunoscută. Oamenii s-au obișnuit cu niște fețe, cu niște nume, cu niște așa și sunt curioși, domnule, ce mai face cu tare? Mi se pare normal. Dacă întrebarea este una care ține de interesul pur privat, țin să-i asigur că fac relativ bine, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt relativ sănătos. Asta e important. În rest, în ceea ce privește viața publică, eu am spus încă de acum 2-3 ani de zile că nu o să mă implic activ în viața publică, nici n-am ieșit foarte des în prim planul vieții publice, am acceptat din când în când câte o invitație, cum e și în seara asta, pentru că, așa cum am spus încă de acum 3 ani de zile, suntem toți cetățeni. Ne lovim de toate problemele administrative, politice și câteodată cred că fiecare cetățean are obligația în funcție de posibilitățile de a transmite anumite lucruri, de capacitatea de a înțelege și așa E mai departe, oportunități, până la urmă, da. să reacționeze la niște lucruri care nu neapărat că mă afectează pe mine, pentru că prin ce am trecut eu sunt prea puține lucrurile care să mă mai afecteze, dar afectează în general comunitatea. Altceva. Există o femeie care are mare succes la bărbați, care îi duce de multe ori în ispită. O femeie care nu e chiar o doamnă, poate e o femeie de moravuri ușoare, unii spun că de moravuri grele, pe numele său Politica. V-aș întreba ce atrage atât de mult bărbații, oamenii, neapărat, nu neapărat bărbații, în politică, la experiența dumneavoastră. Pentru că există un mobil al faptei și aș vrea să discutăm un pic pe zona asta ca să știm ce s-a întâmplat în ultimii ani de tot nivelul ăsta de relații în politică se degradează vizibil. Politica are un unic scop principal. Puterea. Exact. Dobândirea puterii, practic, ca obiectiv, da. Da? Restul sunt obiective secundare sau derivate. Acum, întrebarea este ce faci cu puterea? Pentru oamenii de stat, puterea înseamnă împlinirea unei viziuni, a unor credințe și așa mai departe. Pentru oamenii
mai puțin de stat, ca să nu zic altcumva. Puterea înseamnă, în primul rând, dobândirea de bani și alte avantaje, de statut social. Prin bani, prin accesul la femei frumoase, prin deplasări, prin intrarea în anumite cercuri și așa mai departe. Da. Tot soiul de lucruri lumești. România, începând cu 1990, și-a setat un set de reguli care din start au fost viciate. Nu vreau să explicăm în seara asta, poate odată și cu niște, poate alți invitați care sunt cumva chiar mai acasă decât mine în domeniu, nu vreau să ne explicăm în seara asta ce a însemnat procesul Ceaușescu în ceea ce privește ADN-ul justiției în România. Nu vreau să înțelegem ce a însemnat și cum s-a făcut procesul de privatizare, care de fapt procesul de privatizare e o definiție, o noțiune cumva goală de conținut, pentru că în fapt s-a furat o țară. Vorbim de faptul că s-a trecut din proprietatea statului în proprietatea unora, avuțiile statului, respectiv majoritatea dintre ele, hai să fim serioși, dacă create de generația mea. Bun, dar dacă s-ar fi făcut așa, așa zisă privatizare printr-o vânzare corectă, deci, și statul primea ceva, era altceva. S-au vândut așa. Apartamentele de bloc s-au dat la cetățeni. Dacă faceți un inventar al numărului de... Evident, sume, da? Colosale. Nu, dar aproape toate sunt făcute în vremea regimului comunist, ca să zicem așa, da? Da. S-au privatizat, hai să luăm în Târgu Jiu, da? Câte fabrici erau în Târgu Jiu, câte uzine, câte erau... Era ceva în Târgu Jiu înainte de 60? Nu. Nu. Tot ce nu, s-a... Adică putem să spunem, mă rog, ce s-a făcut în perioada când prim-ministru a fost... Domnule, nu era nimic. Ei, avea o fabrică de țigarete până la urmă, cum era... Da, era. Mă rog, fabrică... Cum era? Da, da. Era un atelier, nici măcar nu era o fabrică. Era, într-adevăr. Da? Hai să fim serioși. A început în 57 cu primele utilaje de carieră. Și de aceea au crătucut toate pe lângă chestia asta. Tot ce s-a privatizat în Gorj e făcut după perioada asta, da? Adică făcut de generația părinților noștri și generația noastră. Exact. Da? Ei, toate lucrurile astea care le-au făcut aceste generații au fost transferate din proprietatea statului în proprietatea unora. Bun. Am schimbat forma de guvernare, am trecut de la socialism la capitalism. Este în regulă. Trebuia să creăm cumva proprietatea privată, chiar și prin mijloacele astea. Societatea nu-i dreaptă, așa este, unii trebuiau să, inevitabil, devineau capitaliști, unii care nu erau talentați, de exemplu ca mine, da, rămâneau salariați. Întoarcerea asta, iertați-mă, mă rog, dacă pe un limbaj marxist, a mijloacelor de producție de la socialism la capitalism nu se mai făcuse niciodată. Hai să nu mai complicăm, da? Bun. Problema este următoarea. Vis-a-vis și revin la ADN-ul societății. ADN-ul, da, setat imediat după 90. N-ar fost nicio tragedie dacă această proprietate ar fi trecut în mâna unora cu viziune, cu știință, cu interes și așa mai departe, încât să fi creat din ea ceva. Același obiect de activitate, altceva și așa mai departe. Din păcate, acest transfer s-a făcut setat pe niște reguli în care proprietatea a ajuns în mână la unor neisprăviți, care le-au închis, le-au falimentat, l-au dezmembrat, au trimis fierul vechi la turci, aluminiu nu știu pe unde, pământul l-au vândut pe la italien, pe la arab, pe la nu știu unde, pădurile pe la nu mai știu cine. Foarte mulți luându-le cu intenția asta de la început. Nu, nici nu mai discut, da? Bun. Ei, pe toate aceste chestiuni, care sunt chestiuni greu palpabile, trebuie să cunoști foarte bine societatea, organizarea socială, să ai ceva noțiuni de istorie, de sociologie, de drept mai ales, ca să înțelegi lucrurile astea, ele au culminat imediat după 2005, după 2000, când statul s-a împărțit în două.
când a luat puterea Băsescu în 2004, când a câștigat alegerile în 2004, ca să facă guvernul, l-a rupt pe PUR, la partidul Voiculescu, l-a rupt din alianța cu PSD-ul, le-a trecut în barca cealaltă și a făcut un guvern cu o majoritate de 6 voturi. Cu soluție imorală. În decembrie 2004. După 6 zile după ce s-a votat guvernul cu ăștia 6 voturi în plus, cred că 3 zile, nu mai știu, 3 sau 6 zile, Voiculescu a devenit soluția imorală. De ce s-a mers pe această chestiune? Pentru că cu Tăriceanu exista înțelegerea ca în primăvară să-ți facă alegeri anticipate. Pe valul de simpatie care ar fi venit atunci și sondajele dădeau alianța, da, atunci cu 60... Cu 1000 politică, nu ne ajunge atât, vrem cu mai 60 mult. Nu, dar chiar nu se putea guverna cu majoritatea aia. Da, evident. Era mult prea împărțită, a zis, domnule, facem alegeri, avem 60% cu președinte nou și așa mai departe și să facem un guvern solid și țara urma să fie condusă politic. Da? Tăriceanu n-a mai vrut să mai facă alegeri anticipate, a trecut din barca lui Băsescu în barca PSD-ului, a guvernat până în 2008 PSD. Cu susținerea PSD-ului în Parlament și după aia minoritar chiar în guvern. Și Băsescu a rămas cumva, era programat să ascultă creioane la Cotroceni. Ei, câteodată cred că era bine să fie rămas la ascultă creioane. Nu cred că era bine. Da? Ei, și în această condiție a început o luptă între cei care dețineau controlul politic, respectiv Parlamentul, PSD-ul și guvernul Tăriceanu, și Băsescu, care era președinte și era și coordonatorul unor foarte multor instituții de forță. Această luptă a fost mai piano până prin 2009, până când Băsescu și-a implementat oamenii, și-a setat regulile și așa mai departe. Și din 2009, când se apropia sfârșitul mandatului lui Băsescu și toată puterea asta creată de Băsescu trebuia preluată de cineva, a început bătaia pe volanul pe care îl ținea Băsescu în mână. Nu există, nu e cine știe scenariul lui Pește Prăjit. Asta a fost istoria României din ultimii 15 ani. Din păcate, această luptă declanșată înainte de finalizarea mandatului lui Băsescu, este o luptă neterminată și mai ales, cred eu, după părerea mea, neterminabilă. Și cineva totuși, la un moment dat, a rămas și volanul, cum să zic, trag unii într-o parte, unii în alta. Exact. Și, deci, comparația cu volanul e foarte bună. Acum încearcă să tragă de volan și o grupare, trage de volan și o altă grupare, drept pentru care România merge până dăm cu ea în, cum vede cum merge, da? Din șanță în șans, da. Din gard în gard și așa mai departe. Datele pe care le afișează România, nu în declarațiile publice care sunt așa cum sunt, nu sunt date care să ne liniștească în ceea ce privește parcursul nostru viitor, în niciun fel. În primul rând că ceea ce se întâmplă în România și ceea ce ar trebui făcut în România nu se poate înțelege și nu se poate seta ca program politic decât înțelegând de data asta foarte bine care este situația politică internațională. Modificările din politica internațională, începând cu 2012, într-un plan mai difuz și la vedere începând cu Brexit-ul, alegerile din Statele Unite ale lui Trump, ceea ce urmează acum, ce a urmat apoi, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, etc., sunt lucruri care arată anumite mișcări din lume, lucrurile sunt evidente cel puțin, adică acum la Paris s-a sărbătorit 100 de ani de la terminarea primului război mondial, s-a ținut o conferință pentru în care s-a argumentat înțelegerea între națiuni în scopul păcii, la care a participat Macron. Cu 71 de șefi de stat. Nu. A, vă referiți la conferința asta, da, a participat toată lumea, da. Mai puțin Trump, Angela Merkel, care s-a suit, da, în avion și a plecat. Când numai cancelor a fost chiar și președintele Germaniei. A fost și Putin. Trump. Și Trump n-a fost la conferința asta. Nu, a fost prezent, zic. A fost prezent, da. Da. Au sărbători, au marcat acest moment, după care niciunul din subiectele
esențiale pentru modul cum este privită lumea în continuare, nu are consensul națiunilor, ceea ce până acum nu prea s-a întâmplat. Ei, în această furtună internațională, România, pe de o parte, este jucată de anumiți brokeri de putere și, pe de altă parte, și ea trebuie să joace într-un fel. În loc să avem o clasă politică care să joace interesele României în sens pozitiv, nu la, deci, la noroc, de aceeași carte, da? Avem o clasă politică care se agață de mișcările pe scena politică pentru a rezolva în țară niște probleme personale de putere, de bogăție, de alte prostii. Și despre România nu mai vorbește nimeni. Nici măcar politicieni. Nimeni. Adică politicienii cu atât mai puțin, societatea civilă împușcată cu acuzații despre Soros și așa mai departe, cumva prinsă la înghesuială, probabil că nu mai are nici resursele materiale care le avea altădată, s-a dat o lege care cumva și ea e menită să intimideze societatea civilă, tace chitic în majoritatea problemelor esențiale ale țării, prin legislația muncii, sindicatele și salariații nu mai reprezintă o forță în dialogul social. Uitați-vă și la Gorj, ei sunt inexistenți. O să ajungem cumva și acolo, da? La liderii de sindicat. Bine, acum dumneavoastră știți foarte bine că dacă vorbim despre ei, a existat chiar o dictatură sindicală la un moment dat. În anii 90 ieșeau în curte și erau demisia directorului, cât de bun era. S-au întâmplat lucrurile astea. Da. Au avut sindicate, au chiar putem. Gândiți-vă la un moment dat numai la ce forță avea un lider de sindicat ca Marin Condescu, de exemplu. Dar trebuie să fim totuși cinstiți, să spunem că în afară de greva din 1994, în urma căreia a plecat domnul Mironovici din director general și a venit domnul Baican, eu nu știu o grevă care să fi vizat direct conducerea CNL-ul. Da, știți destule greve în alte societăți comerciale. Da, dar vorbeam acum de mineri. De minerit. Da? Și dar, e bine, am făcut acest expozeu, am făcut o analiză și de ce s-a ajuns aici și cum. Totuși, în momentul de față, eu tot spuneam, nu există, nu mai întâlnești grei din politică. Chiar vă dădeam de câteva ori exemplu, adică un om, un strateg politic, așa cum a fost Manțoc la Gorj. Totul este la, după ureche, mă uit la un partid, chiar discutam astăzi în emisiunea mea de la radio, despre PSD Gorj. Nu mai știe nimeni acolo, e Cârciumaru, e Weber, e Cosmin Popescu, mă rog, e mai ocupat cu administrația. Dar vă spun, lumea nu mai știe, atât de multă brambureală în politica din Gorj, s-au încercat și promovări ale unor tineri, unii dintre ei niște mari dezamăgiri și tare mă tem că lucrurile vor merge din ce în ce mai prost și e vorba de viața noastră, domnule Manțoc. Da, adică, indiferent, uite, au fost războaie de presă și eu cu dumneavoastră și alții, dar eu n-am văzut, deci, la un moment dat, niște discuții să fie atât de jos coborâte între dumneavoastră și politicienii din perioada dumneavoastră, așa cum sunt cele de acum. Nu, nici nu vreau să mă luați ca pe mine ca reper, pentru că nu eu sunt problema. A fost lider de organizație. Problema. A fost un om care, mă rog, a fost la un moment dat ministru adjunct. Deci, cum să vă zic, erau mischie ceilalți și erau și între dumneavoastră conflicte politice, că lupta politică asta este. Dar eu n-am văzut să se coboare atât de jos discuția în vremea dumneavoastră, era Manta, care mai erau greblă, cum este acum. Deci este o țigăneală evidentă. Și lucrurile astea nu fac bine, domnule Manțoc. Vrem, nu vrem, asta e. Da, din păcate, nivelul și în politică, să mă ierte funcționarii publici, cred că și în bună parte în administrația publică, a involuat. Da? Și asta nefăcând o raportare la mine sau nici nu, măcar nu, la generația niște mea. Timp. Vorbim obiectiv la modul cum se răspunde la probleme, cum se concepe răspunsul, cum se dimensionează el în timp și calitatea răspunsului. Bun. Acum nu am ce să fac. Din păcate, criteriile folosite
Lumea nu înțelege ce rolul partidelor în societate. Rolul partidelor în societate este esențial. Partidul trebuie să facă două lucruri. Trebuie să stea de vorbă cu cetățenii, da? Să vadă ce-i doare, da? Ce-i preocupă, la ce așteaptă răspuns și așa mai departe, să educe cetățenii, să le spună, băi, stați puțin, că uite ce se întâmplă. Pe la ruși, pe la chinezi, pe la nu știu ce, nu putem să ne poziționăm așa, trebuie să facem așa și așa mai departe. Sigur, încercăm să tragem de minerit. Dar dacă se continuă politica cu mediul și așa mai departe, nu o să putem strage la infinit. Totul este de tranziție, trebuie să facem o tranziție deșteaptă și așa mai departe. Hai să vorbim. Ei, din păcate lucrurile astea nu se întâmplă. Partidele nu mai sunt lucrurile astea, partidele sunt de cele mai multe ori partide de gașcă sau uneori partide de lideri. Analizând, fără să mă refer la persoane, pentru că nu mă interesează lucrul ăsta, dar dacă e să o luăm modo grosso la Târgu Jiu, la PSD nu este ordine și, după părerea mea, nici liniște, oricât ar afișa ei că au pupat Piața Independenței. La PNL, n-aș vrea să fiu președinte la PNL și să gestionez relația dintre Vâlceanu și Romanescu. USR, nu știu dacă are președinte. Domnul Miruță e singurul pe care îl știu eu în partidul ăla așa. Și uite, au deja 14% pe ultimul sondaj. Bun, vorbesc la nivel național. S-ar putea să aibă 20%, 25% dacă s-ar organiza cum trebuie. Da? Un partid fără structură, eu n-am văzut, dar mă rog, asta e. Așa, Mișcarea România Împreună, iar pare că nu știu ce structură organizatorică aici. A apărut Iordache pe firma NEN care încearcă să structureze cumva ALDE, dar indiferent ce-i face, ALDE rămâne un partid balama de... 6% la Gorj, 7%, 8%. Nu știu cât o avea. Da, acum știți cum e și domnul, vine cu forțe proaspete domnul Iordache, are energie, are entuziasm ăla de început, poate îi trece și dumnealui până la urmă, că a mai fost în politică. Da, eu am mai spus la o emisiune, un om care este hotărât vine, vrea să facă ceva, încearcă, forțează o limită, forțează a doua limită, când vede că a intrat într-o zonă de asta în care e prizonier, a devenit el prizonierul sistemului și se mișcă ca într-o țesătură de păianjen pe care nu înțelege, va evada. Bă, rămâneți voi cu... Și nu e singurul care a făcut lucrul. Da, luând-o așa pe cât privește scena politică gorjeană... Ei, ce vreau să spun totuși? Că viața societății merge înainte. Deci mersul înainte al societății este un lucru obiectiv care nu ține neapărat de politică. E cam paradoxal, mergem înainte, dar de mână apoi. Nu, o să vă dau. Sunt lucruri care se întâmplă de la sine, cu contribuția unora, dar n-aș putea să spun că e vorba de o contribuție strategică. Adică, totuși ce s-a întâmplat în ultima perioadă, 2, 3, 4 ani de zile, au apărut și în Gorj câțiva investitori privați. Mai mici, mai mari, nu contează. S-au creat câteva mii de locuri de muncă. Nu-i puțin lucru ca, de exemplu, la Rovinari, să ai la primărie venituri de la 1.000-1.500 de locuri de muncă noi. Corect. Da? Restul sunt povești. Da? Și la Târgu Jiu s-a întâmplat lucrul ăsta. Din păcate, n-aș putea să dau cu titlul de exemplu multe alte orașe. Mai sunt încercări, poate și pe la Cărbunești sau nu știu ce, dar semnificative, după părerea mea, sunt la Târgu Jiu și la, Rovinari. Da? Ei, pentru această modernizare a societății, această ținere a pasului cu viitorul, cu viitorul prezent, ar trebui să avem un mod de abordare, o strategie, un aparat de lucru. Din păcate, lipsește. Noroc că vin investitorii peste noi, că dacă ar fi să le spunem investitorilor, veniți, pentru că noi facem pentru voi o grămadă de lucruri, în afară de inițiativele cu titlu personal, are unora ca primarul Robert Filip și poate și pe la nivel de județ, dar nu vreau să dau nume că poate sunt partizan. Nu, eu am spus-o, deci a avut o moștenire foarte grea Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean și nu m-am ferit niciodată să o spun că lucrurile s-au mișcat, se vede că se mișcă, dar bun, Cosmin este prietenos cu investitorii. Eu, în primul rând, știți ceva? Eu am discutat chiar cu oameni cu investitori, am avut o discuție la un moment dat cu cineva din Comisia Transgaz. Eu zic, domnule, este, un om educat, un om de bun simț, lucrurile astea contează enorm. Ei, din păcate, Cosmin
nu este nici prima, nici a doua, nici a treia vioară politică în PSD. Nu, puterea politică nu este la Cosmin, drept pentru care nici nu putea să-i permite. Da, puterea politică e la ea care de 20 de ani nu au făcut nimic, domnule Manțu. Da, asta e altă poveste. Important este că nu putem să-i pretindem lui Cosmin și nici n-ar putea, dacă ar vrea, fără discuție, să facă el o strategie exhaustivă pentru Gorj, atâta timp cât o grămadă din pârghii nu sunt la el. Nu le accesează. Da? Bun. Cam asta e situația. Da. Asta când discutăm de zona economică. Văd că evitați zona politică, dar... Nu, dar... Știți cum pe oameni interesează... A comenta o bălăcăreală este inevitabil stropisar. De cum vi se pare totuși relația asta așa la vedere, fără niciun fel de menajament, dintre Romanescu și Vulcean? Până la urmă e vorba de un deputat, este vorba de un primar. Lumea ar vrea să vadă și altceva. Știți ce? Eu am realizat aici o emisiune cu Cosmin Popescu invitat, Gianu de la Motul, domnul primar, și primarul la Târgu Jiu, Romanescu, în care, mă rog, limbajul a fost unul de mare bun simț, unde s-au discutat într-adevăr probleme care erau de interes public și credeți-mă că ecourile de la cei care au primit emisiunea au fost foarte bune. Sunt convins că lumea s-a săturat de... Lumea nu mai vrea scandal. Evident. Dar văd că pe zona asta, și aș vrea să comentăm un pic, pe zona asta forțează mult mai tare Romanescu, cel care cred că în momentul de față se simte mult mai sigur pe el, se vede și prin atitudine, el a început destul de timid mandatul ăsta de primar. Cred că are și el dreptate în condițiile în care știm ce s-a întâmplat cu acel sondaj, știm foarte bine care a fost situația, dar până la urmă scandalul ăsta nu mai are niciun fel de limită. Da, probabil. Ce ar trebui să spun sau să fac eu? Nu, ce credeți că se va întâmpla? Pentru că, asta vreau să vă întreb, există variante că, mă rog, Marcel Romanescu ar fi curtat de mai multe partide, că până la urmă și-ar permite un lux Partidul Național Liberal la alegerile din 2020 să vină cu alt candidat la funcția de primar, avându-l în momentul de față pe Romanescu primar în funcție și de la Partidul Național Liberal? Deci e complicat ce se întâmplă la liberali. Și trebuie să rupă pisica acolo cumva, până în alegerile din 2020, vreau să zic. Chiar e complicat. Dan Bălceanu, după părerea mea, și-a consolidat cumva o poziție la București. Lucrurile se vede și prin prezența lui în foarte multe emisiuni. Da, delegația acum partidului. Nu știu dacă, pentru că n-am fost interesat, chiar am încercat să rup intenționat orice legături ca să nu-mi aud vorbe sau... Nu cred că ar putea să cedeze cumva la Gorj în actuala formulă de conducere a PNL-ului. În aceste condiții, la ce se întâmplă și la istoria pe care o mai știu și eu și care începe să iese la iveală acum, e greu de crezut că va exista încredere între Romanescu și Vâlceanu. Evident. Da? Dar pot știu eu să forțeze cumva un concubinaj politic de genul acesta? Adică, băi, noi nu ne înghițim, este foarte clar, Partidul Național Liberal rămâne cu primar. Se poate discuta până în preajma alegerilor. Problema la alegeri este că, indiferent cât de primar ești, ai nevoie de susținerea partidului. Și dacă Romanescu nu va avea încredere că partidul se comportă altfel de cum s-a comportat la sondaj și la nu știu ce, va fi complicat. Adică puneți-vă în locul și ăluia și ăluia. Păi de asta vă întreb pe dumneavoastră. Adică Vâlceanu, dacă dă un pas înapoi de la președinția organizației județene, pierde postul de deputat. Da. Da? Și pe el îl doare în 14, altceva nu-l interesează. Romanescu, dacă acceptă că îl gestionează Vâlceanu, întotdeauna va rămâne cu un semn de întrebare. Mă ajută cinstit sau mă vinde? Despre ce vorbim? Bun. O să fie o hurjoneală așa până când se apropie alegerile.
Se împacă o perioadă, noi suntem o echipă. Se mai tolerează, se mai ne mai mint pe aici prin târg. Dă bine și dar la Dumnezeu există și posibilitatea, dacă doi oameni raționali să și să înțeleagă. Dar asta trebuie să lasă unul de la altul. E greu de crezut. E greu de crezut. Și încă sunt lupt tineri și adică au orgolii pe care... Nu e vorba de orgolii, că există loc pe toată lumea. Dacă Romanescu își dorește să fie primar și ăla își dorește să fie deputat, dacă... sunt oameni de caracter și prind încredere unul în altul, chiar se pot completa. Nu, eu vreau să aș spune, aș forța chiar mai mult, spunând că dacă i-ar duce mintea, așa ar trebui să facă. Pentru că altfel poți să pierd amândoi. Doar așa, poate să rămână unul foarte bine deputat, celălalt poate să rămână. Da, mă rog, eu îmi cer scuze față de amândoi, mie mi se pare că și știți, eu nu mă complic în fițăraie, să ascund, cam asta e substratul. Așa cred eu. Eu am, mă rog, tot spus în ultimul timp, cât titulește pe cei de la PSD de data aceasta, că așa cum Florin Cârciumaru a fost o perioadă destul de lungă, să zicem, locomotiva partidului, a tras pur și simplu partidul după el, s-a văzut și din rezultatele alegerilor la care a participat, tot așa de bine, în momentul de față, aș putea spune că prezența sa, în condițiile de față, în fruntea partidului, a organizației Gorgi nu face decât să aducă de servicii partidului. În momentul de față, în PSD, nu se mai știe cine e șef, cine mai conduce, care e linia, ce vor să facă. Mărturisesc că am întrebat la un moment dat oamenii din conducerea partidului la București și mi-au zis, băi, Cârciumaru la Târgu Jiu spune că vor fi alegeri și la nouă ne spune la București că lasă, nu neapărat trebuie să facem acum alegeri. Și cred că e posibil așa. Mai ales că aici este o situație destul de complicată, un partid despre care lumea zicea că este un partid mare, că este până la urmă cu cei mai mulți membri și în Gorj și nu numai la nivel național, uite că nu reușește domnule Manțog să-și găsească un contracandidat pentru Romanescu sau, dacă vreți, un candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu și nu numai în 2020. Există tot felul de variante, tot felul de nume, unele par neserioase, dimpotrivă s-au radicalizat discursul și între potențialii candidați. Toate lucrurile astea care nu merg pe nicăieri, nu pot să facă bine acestui județ, domnule Manțu. Eu am spus, și eu vreau să trag un semnal de alarmă și în sensul ăsta rog pe toată lumea să înțeleagă și prezența mea în emisiune. Este evident că lucrurile nu merg în direcția bună. Da? Sunt lucruri care în PSD țin de evoluția de la nivel național. Și, dar nu vreau să intrăm în această discuție pentru că e mult mai complicată, dar este evident că agitația care există în prezent la vârful PSD-ului afectează și situația de la Gorj. Dar dincolo de această chestiune, până la coadă, toți cei care sunt în PSD Gorj sunt gorjeni. Da? Ar fi mult mai important ca ei să se comporte unitar în PSD ca gorjeni și, sigur, la nivel de București să facă diferite acrobații în funcție de cum evoluează lucrurile pe acolo. Dar ei rămân aici. Ce o să fac? O să-și ia gâtul unii la alții dacă câștigă o tabără sau alta? Nu e în regulă. Da? Ei, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Adică, ce s-a întâmplat la București? Important este că știm. Vrem să dezvoltăm inițiativa privată în felul ăsta. Pentru asta vrem să facem asta. Trebuie să finanțăm asta. Ne ducem toți în această direcție. Nu facem unul jocurile unei primării sau unui tip de investitor și așa mai departe. Poate e nevoie de o strategie unitară. Sigur e nevoie de o strategie unitară. Eu chiar l-am avut toată invitat pe Cosmin Popescu aici și așa și i-am spus nu credeți că ar fi cazul să existe un proiect de județ? Nu știu ce programe electorale. Că... Foarte clar, lucruri care le putem face, pe care le putem face. Eu recunosc că am avut atât de multe probleme la CNLO în perioada în care, de prin 2002, eu am început să-mi impun punctul de vedere în ceea ce privește problematica CEO-ului și drumul de viitor. Până prin 2004-2005, cu înțelegerea conducătorilor de atunci, dar după 2005, cumva, chiar fiind secretar de stat, altfel. Mi-a consumat o grămadă de energie.
Dar noi în 2002, toată administrația, 20 și ceva de directori, cu toate sindicatele, am stat la CNLO vreo 2 luni, la Govor am stat 3 săptămâni și am discutat un document care l-am intitulat noi atunci Programul de Dezvoltare și Acompaniament Social, Dezvoltare, Eficientizare și Acompaniament Social în Compania Națională a Lignitului, era făcut pe 7 ani, până prin 2009. Și am scris acolo absolut tot ce, câți oameni trebuie să rămână, cu cât crește salariul, ce trebuie să întâmple pe escavatoare, cu cât crește performanța escavatoarelor. Condiții de mediu. Tot. Da? Bun. Am dat exemplu ăsta. Am plecat atunci de la $190 salariu mediu și am ajuns în 2008 la €900, aproape $1000. Sigur că toată lumea zice, domnule, au plecat oameni. Da, țin să-i anunț pe colegii mei că și din 2012 până acum au plecat mii de oameni. Și salariul în termen real n-a crescut, a scăzut. Deci faptul că au plecat oameni, au plecat. Dar s-a văzut la cei care au rămas. La salariile celor care au rămas. Și la salarii, și la condiții sociale, și la aprovizionare, și la... Bun. Fără să avem aceste direcții stabilite, explicate, acolo unde nu se înțelegea, am stat și le-am mărunțit până toată lumea a înțeles, au fost întrebări, a trebuit cumva să modificăm atunci când întrebările erau justificate și așa mai departe, n-am fi putut să ținem toți direcția asta și să vorbim practic aceeași limbă. Și noi, și subunitățile, adică și conducerea companiei, și subunitățile, și sindicatele. Același lucru ar trebui făcut și la județ. Da, din păcate nu se face. Asta n-ar ține numai de minerit. Nu, eu am dat exemplu mineritul, pentru că în fond județul e tot o structură economică, socioeconomică. Da, care a fost, da? Cel puțin în perioada aia, condusă pe zona guvernamentală și pe zona economică de către un reprezentant al PD-ului și, mă rog, așa, iar pe partea altă, Consiliul Județean și primăriile erau ale PSD-ului. Deci luați că s-a făcut o strategie de dezvoltare a județului și în 2007, și în 2013-14, una crește și mai departe. Luați, citiți din acea strategie ce scrie și măcar selectați 10 idei ce trebuia făcut. Da? Și vedeți, scrie ce trebuie și din așa cum a scris, chiar dacă nu trebuia, nu știu ce s-a făcut din ea. Da? Atâta timp cât facem strategii doar ca să cheltuim bani și să raportăm, să, vai, ne-am preocupat de nu știu ce, n-are nicio eficiență. Totul este să fie niște oameni care să înțeleagă că fără lucrurile astea, județul nu ia înainte. Vom discuta, domnule Mantoc, după pauza de publicitate, și despre situația asta economică a județului și despre situația companiei Complexului Energetic Oltenia. Pentru că astăzi, doamnelor și domnilor, ați văzut, suntem pe pierdere la Complexul Energetic Oltenia cu destul de mulți bani. E vorba de aproape 1000 de miliarde, de 1000 de milioane de lei, deci 1 miliard ar veni până la urmă. Nu, 975 de milioane. 975 de milioane până pe acolo. Și lucrurile nu sunt în regulă, în condițiile în care directoratul de la CEO, știți foarte bine, se bătea cu pumnii în piept și uneori chiar cu aroganță că lucrurile stau extraordinar și nu este cazul să ne băgăm noi nasul în treburile domniilor lor. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim cu invitatul nostru. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam în prima parte a emisiunii, invitatul meu în această seară este domnul Ionel Mantoc. Domnule Mantoc, nu putem, chiar începuserăm un pic înainte de pauza publicitară, nu putem să nu purtăm o discuție și pe temele care țin de minerit, care țin de energie. Sunt lucruri pe care pe noi ne privesc în mod deosebit. Și poate că județul ăsta n-a primit niciodată cât merita din ce a dat pentru energia acestei țări. Dar asta este o altă poveste. Lucrurile nu mai par a fi așa roze, cum ne spunea cei care conduc Complexul Energetic Oltenia, duduie
complexul, lucrurile sunt extraordinare. Deși vă spun sincer, lucrurile sunt la vedere. În momentul de față vedem că există o pierdere de peste 200 de milioane de euro pe documentele care există în momentul de față. Vedem că acest complex, pur și simplu, odată cu venirea domnului Boza la conducerea sa, a tratat așa cumva de sus comunitatea, neînțelegând că există o filozofie foarte simplă. Dom'le, dacă aici faci bani, dacă aici produci, dacă la județul ăsta plin de cratere și știu eu, de drame, de strămutări de sate, ai datorii morale. Și până la urmă, dintr-un județ care era pur și simplu invidiat de foarte mulți, aveam o echipă de fotbal, aveam o echipă de handbal, lucrurile mergeau cum mergeau, s-a întâmplat pe o altă filozofie păguboasă, zic eu, și acum se vede lucrul ăsta deja, ca, știu eu, să lucrurile să meargă din ce în ce mai mult la vale, așa, într-o prăbușire care, până la urmă, cred că nu poate fi oprit așa ușor. Atâta timp cât la CEO se declară că lucrurile sunt sub control, că zi de zi anumite aspecte pe care le reclamă salariații, care se văd și cu ochiul liber, se îndreaptă, da? Sunt susceptibile de îmbunătățiri. N-aș vrea să îi contrazic pe cei de la CEO, mai ales că, din nefericire, și liderii politici, mai ales PSD-ul în ultima perioadă, dar de-a lungul timpului și ALDE și chiar PNL-ul o perioadă, au creditat activitatea de acolo. Deci ar fi cumva... Și nici nu vreau să am o poziție critică față de CEO. Nu, este ce vedem, domnule Manțu. Bun. Dumneavoastră, ca specialist, nu puteți să vedeți lucrurile altfel decât ar fi. Ca să nu intru, sau să nu intru încă, nu știu cât o să... într-o dispută frontală, trebuie să spun că eu sunt îngrijorat de ce se întâmplă la CEO, pentru că, în opinia mea, nu sunt toate lucrurile bineînțelese sau... Și i-aș ruga pe absolut toți cei care sunt responsabili pentru zona asta, respectiv minister, domnul Vișan, responsabilii PSD locali, responsabilii de la celelalte partide și așa mai departe, să... Eu nu zic să critique, nu zic să se repeadă, să ia măsuri, să-și rezerve 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, în care să ia la bani mărunți toate cifrele din CEO. Și dacă lucrurile sunt în regulă, să-i strângă mâna domnului Boza, să-l felicite, să-l roage frumos să mai rămână director general încă... Și dacă lucrurile nu sunt în regulă? Sau dacă domnul Boza ce nu vă privește pe voi, mă? Nu. Oameni politici. Nu, dacă domnul Boza începe cu nu vă privește cu voi... Păi cam asta e discursul domnului Sabe. A doua zi trebuie să... Să plece. Da, deci nu, să ne înțelegem. Nu s-a inventat vreo moșie în Târgu Jiu care să o ia în administrare de cineva. Da? Domnul Boza se plimbă cu mașina prin cariere pe drumurile unor comune, unor comunități. Face hotărâri de guvern ca să ia pământurile unor comunități. Etc. Da, știți, domnule, vă dau un exemplu. Nu. Că nu e în regulă, că se întâmplă până acum, că așa pare... Pot să înțeleg din slăbiciunea unor asaltă. Dacă e în regulă, nu e în regulă. Deci eu, pentru mine, este esențial să spun la emisiunea asta, asta nu e în regulă. De aici nu există posibilitatea de discuție. Să spună cineva că CEO este moșia lui și face el ce vrea și cum vrea acolo, asta nu este de tolerat. Păi cam așa stau lucrurile. Nu, deci dacă e... Eu cred că nu stau așa. Sau n-ar trebui să stea așa. Cred că... Nu e numai o slăbiciune a conducerii CEO.
cred că slăbiciune și a celor care ar trebui să mai întrebe câte una alta. Păi da, uite, dumneavoastră vorbiți, exact, dumneavoastră vorbiți de faptul că domnul Boza, mă rog, dădeați un exemplu, oarecum plastic, cu mașina pe drumurile din acest județ. O spuneam și eu că au rămas zone, zici că, mă rog, sunt selenare. Asta rămâne după minerit și nu de fiecare dată s-au reparat, ziceți, s-au făcut plantări de pomi. Nu s-au respectat până la urmă nici legea în sensul ăsta. Dar, noi găsim, având în vedere că CEO trece prin niște momente mai grele și nu neapărat din cauza sau de pe vremea lui Boza, cele mai multe sunt moștenite de pe vremea lui Ciurel, ca să n-avem vreun dubiu, da? Și că înțelegem că poate că în perioada astea mai dificile... Și Ciurel spune că pe vremea, mă rog, nu. Când erau ai dumneavoastră. Eu nu vreau să intru, da? Dacă vrea cineva să discută cu mine, trebuie să ne înțelegem. În momentul în care a plecat Ciurel, a lăsat CEO exact în situația în care e acum, dar acum e din cauza certificatelor, atunci certificatele erau la 4 euro, da? A lăsat-o cu 800 de milioane, 900 de milioane pierdere. Deci să nu ne... Și cu... 900 milioane de euro? Nu, de... Deci de tot, tot cum e acum. Tot cum e acum, numai că atunci pierderile erau efectiv din... Pierderile se datorau faptul că vânduse cărbune fără să ia banii pe el, în principal. Da? Bun, ce s-a făcut cu cărbunele alea, nu vreau să mai dau acum, că e deja e... Istorie, da? Deci, situația, din punctul ăsta de vedere, asta este. Esențial este că modul cum va evalua CEO de aici înainte influențează, încă influențează, chiar dacă ponderea CEO în economia județului a mai scăzut, dar încă CEO reprezintă elementul perturbator în economia Gojului. Deci, faptul că zice cineva că e... domnul Cosmin Popescu, că e domnul primar Romanescu, ca să iau pe ăștia cu care eventual pot fi asociat într-un fel sau altul. Păi da. Da? Să nu mai vorbesc de toți ceilalți. Se facă nu văd, nu este tolerabil. Nu. Dacă e ceva de văzut, lumea trebuie să se uite acolo și să ia măsuri. Nu e încă menirea mea să spun, nici nu știu, ca să fiu cinstit, n-am mai urmărit datele în ultimii 2 ani de zile la amănunții, ca să pot să mă pronunț, dar simțământul meu de vulpoi bătrân, care cam știu ce se întâmplă pe acolo, e că lumea ar trebui să se aplece asupra situației. Vreau să spuneți și dădeați două exemple de oameni care, mă rog, oameni politici, președintele Consiliului Județean, până la urmă șeful județului, primarul municipiului Târgu Jiu, cea mai mare aglomerație urbană a județului, din județ. Și spuneți că ar trebui să ia poziție. Pe de altă parte, nu credeți că foarte mulți ar zice că e o emisiune a politicului în treburi de CEO? Domnule, eu nu spun să-l învețe sau să spună domnul Cosmin Popescu, domnul Weber, domnul Cârciumaru sau altcineva, domnul Vâlceanu, să îi facă preliminarul de producție lui CEO, să nu știu ce. Dar să se întrebe câți bani, cu câți bani mai contribuie la economia acestui județ CEO, eu cred că e datoria lor să se întrebe. E chiar o obligație legală, dacă mă gândesc la Consiliul Județean. Da, și toate, până la urmă, da? Toată strategia economică a județului ține de CEO. Și e obligat să facă exact. Strategia economică. Da? Bun. Dacă este să ne gândim la... cum evoluează raporturile salariale, cât e salariul mediu acum la o primărie și cât e salariul mediu la muncitorii din carieră și așa mai departe, cred că nu poți să te crezi om politic sau ceva fără să nu te întrebi. Ia să vedem, mă, cum au evoluat lucrurile astea în ultimii 2, 3, 4, 7 ani de zile. Sunt o grămadă de alta. Ia să vedem. Ajunge să câștige cât o femeie de serviciu un miner? Impozite și taxe locale. Câte vărsa CEO până acum... În 2012, când s-a învărsat, câte vars acum? La care primării? Cum s-au modificat lucrurile? Sunt o grămadă de lucruri care trebuie văzute. Nu poți să fii conducător de instituție județeană, ca să nu mai zic de județ, fără să te apleci asupra lucrurilor astea și dacă nu le știi, trebuie să le înveți. Pentru că din burtă nu poți să vorbești. Vorbești numai din cap, nu din burtă. De exemplu, pe prefectul județului n-a fost deloc îngrijorat pe domnul Ciprian Florescu. Dânsul are alte probleme, de, mă rog, de design, de lungim de fustă, alte probleme are, dar
Nu l-am auzit o dată îngrijorat, mai ales că a fost un om apropiat sportului. Dar cum vedeți povestea asta, domnule, până la urmă? Că, mă rog, se chinuie acum Condescu, Golea, care sunt de acolo, lichidatorul sau administratorul, hai să spunem așa, încearcă în toate felurile să recupereze banii aia. Nu știu cât de bine e sau nu este, dar până la urmă, cât privește complexul energetic Oltenia, mie mi s-a părut așa o lipsă de fair play, ca să nu-i spun mai mult, să lași la un moment dat entitățile astea sportive când tu te-ai angajat la un moment dat. Și cel mai rușinos lucru, aici vorbim de domnul Boza, nu vorbim de alt director, când echipa de handbal în Ucraina se afla în sferturile cupelor europene și au venit la un moment dat o serie de echipe care spuneau, vă ajutăm noi cu jucători, nu mai trebuie să terminați competiția. Vă dați seama în ce situație ne-am... Ei, Viorel David are o filozofie de care o spune, dom'le, într-o comunitate în care tu te dezvolți, trebuie să întorci și către acea comunitate ceva. Și dacă dumneavoastră știți, sunteți un om informat și în zona fotbalului, știți foarte, uite, Energie Cotbus, ca să-i dau domnului Boza un exemplu foarte clar, o echipă de fotbal din Germania, care trăiește din minerit. Cum vedeți, totuși, până la urmă, indiferența asta față de societatea civilă din Gorj? Există o ramură de drept care se studiază în țările astea mai civilizate, mai dezvoltate, care este exact dreptul care reglementează obligațiile companiilor către societatea cu care iau contact. Aceste obligații sunt de două feluri. Odată obligații legale, cum este și cazul CEO-ului, care are obligații legale de a reface mediul, de a despăgubi oamenii, etc., etc., și obligații care nu sunt prevăzute în lege, dar țin de buna vecinătate a companiei cu oamenilor, adică să dea o bursă, să contribuie la o echipă de fotbal, să facă aerul mai curat, să nu știu ce. Să facă un salon la spital. Știți? Să facă un salon la spital. N-au dat un leu pentru secția de traumatologie. Apare un, nu știu ce, revoluționar, un aparat să-l aducă și aici și așa mai departe. Am avut aceste discuții și cu reprezentanții politici și cu CEO. În anul 2015-2016 și am spus... Ok, nu puteți, dar măcar simbolic, dați ca exemplu, să înțelegeți că vă însușiți această filozofie și așa mai departe. Nu există înțelegere nici la CEO, nu există nici forța de a bate cu pumnul în masă, pentru că sunt în drept din partea autorităților locale. Deci, pe de o parte, este vorba de primari, care nici nu știu foarte bine legislația, nu știu foarte bine obligația lui CEO, pe de o parte, și pe de altă parte, se mulțumesc să-și facă mici aranjamente cu conducerea de la CEO, centrală sau locală, acolo, pe trei angajări, pe nu știu ce, pe două utilaje să-l mai repare un drum și nu știu ce, și obligațiile legale care l-ar ajuta mai mult, le lasă la mica înțelegere. Nu este regulă ce se întâmplă. Vis-a-vis de această chestie la fotbal, hai să ne înțelegem. Până în anul 2012-13, cred, eu am fost acuzat până în 2011-12, că după aia n-au avut pe cine să mai acuze, că am dat prea mulți bani la fotbal sau la activitatea sportivă. Deci, implicarea CEO în această zonă pentru mine a fost lege. Da? Ca să subliniez acest lucru, eu am dat o grămadă de bani în activitatea sportivă, dar nu numai. Am dat și la biserici, și burse, și o grămadă de lucruri ce am dat. Da? Totul transparent, aprobat prin hotărâri, prin buget, fără niciun fel de problemă. În schimb, nu m-am implicat niciodată în conducere. Deci pe mine nu m-ați văzut nici membru în CEA sau AGA la Pandurii sau la altă activitate sportivă. Nu m-ați văzut la meci, n-am fost niciodată în lojă. M-a invitat Codescu odată să mă duc la București. Da, vrea Codescu pe cine să cheme, nu-i problema da? Asta. Da? Nu, a zis, domnule, hai să vii la București, că aici, da? Și când am văzut cine să duce în lojă, că am plecat. E, nu puteți condamna CEO din punctul ăsta de vedere. Iar trebuie să recunoască că în ruptura s-a produs în mandatul lui Ciurel. De ce s-a produs ruptura? Și ăsta e un lucru foarte important. Trebuie să înțeleagă toată lumea că acest județ și municipiul Târgu Jiu nu are forța să țină o echipă de divizia de Ligă Națională,
o echipă de handbal și o echipă de basket. Alea-s mai ieftine, ca să zicem. Nu contează, da? Măcar ăștia trei. Da. Da? O echipă de fotbal, o echipă de basket de fete sau de băieți, o echipă de handbal de fete sau de băieți. Să fie două de băieți și una de fete, da? Pe lângă ele se mai poate construi și altceva, dar nu le poate ține decât dacă tot județul se înhamă la aceeași căruță. Toată lumea contribuie cu câte cineva. Cu câte ceva. Asta a fost filozofia pe care s-a organizat clubul în 2002. Și fără criterii de performanță managerială, de bani. Deci acolo vreau banii de la ce o stăm liniștiți. N-avea nicio treabă că ia cineva bani care performanță. Da. De-aia era acolo să facă performanță. Adică ce? Sunt proprietarii cu clubul. Nu. Da? Acest lucru a mers cât a mers. Toată lumea cât a fost sub control și începând de prin 2005-2006, lucrurile au luat o razna. A învățat lumea să facă bani la fotbal. Bani de buzunar. Înțeleg. Da? Când a venit PSD-ul în 2012, de-au preluat ei frânele. Când a venit președintele clubului, domnul Călinoiu. Călinoiu, da? Da. Aflaseră că de la fotbal se pot face bani. Știa ei, dar n-ajunseseră acolo. Da, și n-ajunseseră. Și a... Oh! Da? E, suntem noi cu mâna Popolan, ia Condescu afară, ăla afară, e rândul nostru acum. Bine, nici la Condescu lucrurile n-au fost chiar în regulă, dar eu am zis... Păi nu, că eu am spus că se învăța să dinainte. Da? Numai că ăștia au luat ceea ce Condescu făcea cu oarecare măsură, s-a trezit PSD-ul și a făcut dezastru. Dezastru! Deci Condescu are dreptate. El a lăsat în 2000, când l-au dat afară din club, a lăsat clubul, dacă nu cu ceva profit, oricum pe zero, fără datorii. Știu, dar vine un raport de la Finanțe. Nu vine, e așa cum spun eu, credeți-mă, că eu știu ce spun, da? Păi, lăsați dezinformările. Mint, da? Bun. Doi la mână și în 2-3 ani de zile s-a ajuns la faliment. Bun, pentru că CEO n-a mai dat bani, pentru că ăia, pentru că s-a judecat nu știu ce. S-a ajuns, s-au terminat lucrurile, a intrat, a încercat să iese din faliment, am încercat să-i put iar cap la cap. În 2016-17, cred, am făcut două tururi. Boza, domnul David, Cosmin Popescu, Romanescu, Condescu. Bă, nici nu puteau să mai întâlnească, atât de tare se... Dușmăneau, na? Până la urmă s-au întâlnit. Cu un limbaj nu tocmai corespunzător. Adică unii au plecat acolo, s-au dus, așa, au plecat nu prea. S-au întâlnit și a doua oară. Da? N-au reușit să mai formeze acea unitate. Da? Ei, atâta timp când nu vor înțelege și Condescu, și nu mai știu cine mai e pe la club acum, formal sau informal, și domnul David, și președintele Consiliului Județean, și primarul, că această activitate se poate face numai împărțind în mod echitabil sarcina pentru toți, domnule, în regulă, nu vrei să gestionezi fotbalul împreună cu nu știu cine, ia-ți tu echipa de handbal sau de basket, ocupă-te tu de aia și nu contribui cu nimic la fotbal. Dacă așa vrei. Dar trebuie susținută. Dar trebuie susținută. Da? Bun. Trebuie să o spun cu toată răspunderea. Principalul responsabil pentru această chestiune este Cosmin Popescu. La ce? La a face această unitate de acțiune care ar trebui să-i pună cap la cap. Înțeleg, nu, așa credeam că responsabilitatea... Nu. Și are și profilul de a mai ceda de la el, a de a întinde și celălalt obraz câteodată, deci poate să facă lucrul ăsta și PSD-ul trebuie să înțeleagă că în această materie numai Cosmin Popescu poate să-i strângă pe toți la un loc să facă și să-i acorde sprijinul necesar. Credeți că e posibil să mai intervină? Orice e posibil pe lumea asta. Ei, până la urmă ne uităm că de ceva timp, de ceva ani, toți liderii au promis că va interveni și CEO va veni cu bani. CEO profită de ocazie că nu există un statut foarte clar al activității sportive. De ce ar trebui să bage bani CEO? Să-și acopere clubul datoriile din urmă, pentru ce? Bun, să presupunem. Asta e altă poveste, că datoriile sunt foarte mari. Stați puțin să ne înțelegem, dar să presupunem că Condescu reușește să recupereze banii ăștia. Câți ori fi? 2 milioane, nu știu. Ce sunt acum pe instanțe, pe executări, da? Da. Bun. Ea își achită niște datorii, nu știu ce. Viitorul tot nu e rezolvat. Da? Viitorul rămâne de rezolvat, tot în sensul în care îl spun eu. Cineva să așeze la masă
să fie oameni serioși, ce hotărăsc puținul ăla care îl poate fiecare, în funcție de puținul ăla dimensionăm ce putem să facem. Dar suntem serioși când vorbim de chestia aia. Da? Vorbim toți o lucră numai... Ei, atâta timp cât lucrurile nu sunt foarte clare, Boza profită, ăla profită, domnul David se supără și așa mai departe. Credeți că e posibilă o discuție cu toți oamenii ăștia așa? Sau chiar mai multe dacă e discuție, domnule, cineva îmi reproșează așa cum zice, domnule, nu puteam să cred, am făcut la un moment dat alianță cu PNL-ul și era domnul... cum îl cheamă, Morega la PNL. Da. Și mă purcăise Morega înainte de mă făcuse în toate felurile, dacă nu știu ce, da? Și din nefericire am fost obligat să facem alianță și ne-am dus în conferința de presă amândoi. Și vine cineva și acum îmi spune, zice, domnule, nici acum nu pot să uit imaginea aia când v-am văzut la aceeași masă pe dumneavoastră și pe Morega, după ce vă purcăise ăla în toate felurile. Da? Bun. Bine, în politică poți să mănânci o broască răiasă. Deci... cred că acolo e mult mai simplu de... Până la coadă, nici Cosmin Popescu, nici Condescu și, să mă ierte domnul David, nici chiar domnul David, dacă admitem că au obligație față de societate, nu pot să facă nazuri, că-i miros să lui ia șosetele sau nu știu ce. Îi spui, bă, du-te și spală șosetele, dacă vezi că n-are bani de șosetă, ia, bă, o pereche de șosete de aici și gata. Sunt lucruri care pot fi făcute fără doar... Domnule. Dar nu credeți că ar trebui totuși, dacă se întâmplă lucrul ăsta, o conduce? Că unii zic, domnule, uite, Condescu are problemele astea, au dispărut, s-au mâncat bani acolo, pe partea cealaltă unde a fost, s-au mâncat bani în timpul PSD-ului. Adică, poate n-ar fi mai bine acționarii, mă rog, acționarii, că nu sunt acționari. Domnule, există acolo trei scenarii, da? Primul scenariu este ăsta de acum, în care, cum a lăsat Condescu echipa? Cât au cheltuit aia după el? Cum a preluat Condescu echipa după ce a revenit? Care sunt obligațiile, nici acum, dacă îmi trebuie opinia publică, ce obligație are Clubul Pandurii către instanță, nu știu ce, se ceartă ei, acționarii între ei, o hărmălaie, da? Condescu cu lichidatorul și așa mai departe, da? Această situație de incertitudine, da? Care se poate prelungi și din care niciodată nu va răsări un lăstar sănătos, da? A doua ipoteză este, domnule, ce a fost până azi când ne așezăm la masă, a păpagaia. Nu mai răsturnăm pietroaie, nu mai cai morți, potcoave de cai morți și așa mai departe. Păi da, dar din acel moment ar trebui totuși să ai o conducere bine stabilită. Am închis, alta, dar... am pus piatra de mormânt pe ce a întâmplat până acum, facem un program nou, un proiect nou, o conducere nouă, tot, hai la muncă. Da? Fiecare acționar să aibă control asupra banilor. Și scenariul al treilea, domnule, nu ne apucăm de nimic nou până nu clarificăm de ce am ajuns în situația asta. Cine este responsabil să plătească? Ăsta e principiul. Și unde suntem acum? Da? Suntem pe scenariul 2, în care nici că ne ocupăm să stabilim cine a fost vinovat ca să plătească, nici nu punem piatra de mormânt să spunem, domnule, de mâine nu știu ce, stăm într-o situație neclară în care ăștia nu pot să stea la masă unii cu alții, domnul David a făcut hârtie că se retrage de la fotbal, încearcă să se implice cu Cosmin pe de altă parte, nici nu știu dacă reușesc ceva cu basket, cu handbalul, deci o chestie care nu știu ce. Iar ce trebuie să mai știe toți, este că ei de ei, ei între ei acolo, stabilind ei lucrurile astea, dacă le știu numai ei, nu vor reuși. Deci ei trebuie să ia aliat opinia publică, să comunice, să spună, domnule, din cele trei scenarii, mergem pe scenariul ăsta, gata, uite, ăsta este proiectul, vă rog, veniți la stadion, fiți alături de echipă, dați un leu pentru Ateneu, faceți ceva, da? Pentru că fotbalul și activitatea sportivă, asta e altă concepție. De exemplu, eu am concepția că activitatea sportivă nu este, cel puțin în județul Gorj, da? Nu este o activitate profitabilă. Deci eu nu cred că activitatea sportivă în județul Gorj poate fi un FCSB din care Becali să scoată bani. Este, dar la Barcelona, la în altă parte vorbim. Da? Bun. Deci, a doua alternativă este ca activitatea sportivă să fie în interesul comunității. Deci, ca să fie în interesul comunității, trebuie să-ți iei comunitatea parlament, partener. Să zică comunitatea, da, domnule, mă duc la fotbal că îmi place. Văd trei copii de-ai mei, nu știu ce, joacă fotbal, e civilizație, nu știu aportul ce. De imagine care nu-i de neglijat. Da, nu ne înjurăm pe acolo, toate chestiile astea ca nu știu ce. Da? Ei, dacă nu se fac lucrurile astea, să mă scuze pentru oamenii ăștia despre care sunt esențial pentru activitatea sportivă,
contează mai mult ce îi desparte la ora actuală decât ce ar trebui să îi unească. Și în condițiile astea... În momentul de față, primăria încearcă să amâne. Sunt foarte mulți bani pe care trebuie să-i achite către club, dacă lucrurile rămân definitive. Și, mă rog, nu au în momentul de față să blocheze conturile unei primării. Domnule, dacă hotărârea va rămâne definitivă la Curtea de Apel, da? Nu există cale. Există două ori, îți pune poprire pe conturi și dai banii când termini de dat banii, îți ridică popririle. Da? Ori faci o eșaloare, o înțelegere cu creditorul. Da? Va trebui făcut ceva. Bun. Din punctul ăsta de vedere, hai să zici că mai lași cât o mai dura până prin primăvară. Da, cât o să dureze și la Curtea de Apel chestia asta. Da, bine, se poate, bun, știu eu. Dacă se lungește, devine și mai complicat, dar una peste alta, chiar dincolo de Curtea de Apel, hotărârile sunt executorii. Dovadă că pentru unele din ele, cred că s-a obținut... Da, nu știu, că a fost ideea lui Cărciumaru, că a fost ideea lui Ponta, că, mă rog, cine a făcut-o? Cei care au avut ideea asta merită felicitați, că avem un stadion la Târgu Jiu și sper să se termine cât mai repede. Și tocmai în condițiile astea, dacă n-ai o investiție, e păcat să n-ai echipă de fotbal. Când n-ai sala asta făcută, e mare păcat. Deci, domnule, nu e vorba că... Este vorba de următorul fapt. Avem un stadion care stă construcție de o grămadă de timp. Cred că au trecut 3 ani de cât trebuia pus în funcțiune. Stăm și ne uităm la el, da? Este evident că orice construcție, toată lumea care și-a făcut o casă și știe că n-a stat 3 ani în ea, știe cum, câte lucrări trebuie să facă după aia să mai vopsească, să mai remedieze, pună curs apă și așa mai departe. Deci nu e în regulă, în primul rând. Doi la mână. Când o să fie stadionul? Presupunem că se face la primăvară, la vară, campionatul următor se poate juca pe el. Cine o să joace? Cine și mai ales ce o să joace? Pentru că să vă dau un exemplu, da, Stadionul Național. S-a prezentat la derbyul ăsta Steaua Dinamo într-o gazon într-o stare proastă și ca o place, da. Toată lumea, da, reprezentanții lui Steaua, reprezentanții lui Dinamo, televiziunile toate. Vai, ce tragedie, să nu știu ce. Băi, nesimțiților. Păi stadionul ăla are 50.000 de locuri. Da? Voi puteți să aveți pretenția să fie gazonul bun atâta timp cât vin, nu 50.000, 30.000, cât voi prin prestația voastră aduceți 30.000 de plătitori prin bilete, din care eu să întrețin stadionul și gazonul. Voi ce vreți? Să dați câte 20.000, nu știu cât dați voi acolo pe nu știu ce, să aduceți 2-3.000 de oameni la stadion, că ceea ce văd oamenii aia, calitatea fotbalului este... Fotbalul românesc, domnule Manțu. Ce să-i cerem acum? Domnule, ce sunt? Ciurucurile ciurucurilor. Când jucau albanezi înainte. Ce suntem? Cum sunt albanezi? Nu vă imaginați la ce nivel sunt. Noroc cu Hagi. Păi până la urmă, el e salvatorul fotbalului românesc și acum. Și culmea e că tot pe Hagi îl înjură. Deci toți ăștia care sunt implicați în fotbal se uită la Hagi cu cruciș. De ce? Pentru că Hagi le dă un exemplu cum ar trebui să facă. Ori ei nu sunt interesați să muncească cum face Hagi, care face pe banii lor, ei au alte interese. Da? Bun, aceea situație și cu Târgu Jiu. Bă, să presupunem că am băgat noi comunitatea, că nu sunt banii voștri, am băgat comunitatea, de unde o fi băgat 20-30 de milioane de euro, da? Veniți voi, ce veniți să jucați acolo? Să vină 200 de oameni? Este adevărat. Și în condițiile astea, nu știu. Adică, domnule... Suntem la final, domnule Manțoc, aș întreba, există vreo șansă să vă întoarceți în politică? Nu. Nici măcar așa ca manager, că voiam să vă întreb, acel M de pe pullover este de la Manțoc sau s-a întâmplat așa? Nu știu. Știți cum e? E al antrenorului. Și de asta mă gândeam că până la urmă e posibil să deveniți un antrenor în politică. Pulloverul ăsta e un cadou de la o persoană care mi-e dragă. Abar n-am, nu știu ce a fost în capul ei când l-a luat cu... Probabil are legătură. Cu ăsta nu... Nu, eu am spus, odată că nici nu vreau și doi la mână și dacă aș vrea sunt conștient de faptul că
M-aș certa cu conducătorii partidelor actuale ai partidelor din județul Gorj în primele trei zile. Dar, mă rog, știu, consultanță politică. Nu, deci consultanță. Chiar am mai discutat cu, de-a lungul timpului, cu foarte mult. De exemplu, pot să recunosc că în 2015, atunci când m-am întors, am avut câteva discuții cu domnul Vâlceanu, cam ce ar trebui de făcut și așa mai departe. Eu vorbesc cu vorbesc de două ori, admit să vii să-mi spui, domnule, acolo nu putem să facem sau n-ai dreptate, trebuie să schimbăm, că situația este alta și așa mai departe, dar atunci când hotărâm că facem niște lucruri, eu n-admit niciodată să faci după aia de capul tău fără să ți formezi partenerul. Sunt mai orgolioși tinerii din politica? Nu-i vorba că sunt orgolioși, nu, au alte noțiuni despre cuvânt, despre rușine, despre... Sau nu le au? Nu știu, eu zic că hai să nu pot să spun că nu le au. Adică pentru sau mine se raportează altfel la valorile astea. Nu se poate organiza o activitate pornind de la premiza că eu știu că trebuie să ne întâlnim la ora cu tare, la nu știu unde, da? Tu nu mă anunți că a intervenit ceva și nu vii acolo, eu mă duc și tu mă sun după două ore sau te sun eu, bă, ce faci, te mai aștept? Da? Și a, domnule, stai că am plecat la București. Dau un exemplu, că n-am trăit chestii de genul ăsta, dar cumva și când hotărâm că facem ceva, e ceva simplu. Unul dintre motive ar fi că nu v-ați regăsi într-un mediu politic actual. Nu, eu sunt un tip foarte disciplinat. Deci dumneavoastră să țineți... Dar sunteți și foarte exigent. Eu am fost la CEO și am gestionat o grămadă de date și de programe. Eram al cincelea, al șaselea director. Erau 4-5 înaintea mea care erau mai tari și mai importanți. Director general, director financiar, director de investiții, eu eram resurse umane, mă certam cu sindicatele și așa mai departe. Bun, și am reușit lucrul ăsta tocmai pentru că sindicatele s-au prins că ceea ce vorbim, da, ne certăm până ajungem să batem palma și după care batem palma, ne ținem de ce am vorbit și așa mai departe. Eu nu concep eu, am experiența faptului că nu se poate organiza nimic altfel. Pornind de la premiza că azi 20 de oameni hotărăsc că tu ai atribuțiunea, tu aia, ca toți împreună să facem un ceva, să construim o mașină, un plug, un nu știu ce, și că la mijlocul proiectului tu renunți să mai faci partea ta drept pentru care eu nu pot să montez plugul, la mine nu există așa ceva. Da, asta e important să vă știți, să vă cunoașteți bine partenerii la început. Nu, eu am următoarea chestie. Am avut și la CEO și în partid, mai ales în partid, o grămadă de rotițe de astea care nu funcționau sau funcționau într-un alt rând de nu știu ce. Întotdeauna am supravegheat, am văzut, fie că mi-a recunoscut, fie că nu, atunci când a fost a doua, a treia, a șaptea oară, la un moment dat l-am nu știu ce, până atunci am făcut eu în locul lui. Că nu există. Șeful trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Trebuie să știe tot mecanismul și să intervină acolo unde nu merge, da? Bun. Să nu funcționăm așa. Eu, de exemplu, am avut o discuție cu cineva. Zic, băi, hai să vedem și noi ce se întâmplă cu subteranul orașului ăsta. Hai să luăm rețeaua de apă și de canalizare să vedem. De când au făcut ăștia o statistică la CFR. 80% din inventarul CFR-ului are durata de funcționare normată, expirată. Adică sunt prea vechi, poți să te aștepți la... Da? Mă aștept ca și prin subteranele Târgu Jiului să fie chestia. Hai să vedem de cât sunt, nu știu ce. Trebuie să facem un program de investiții, mai schimbăm aia, mai facem aia. Sunt anumite cartiere care nici acum nu sunt recodrate. Cât metri ar trebui, cât ne costă, ceva de genul ăsta. Și răspunsul de la cineva care îl credeam informat a zis, n-avem. Păi pe ce lucrăm? Deci băieți, aveți o săptămână, două, după care nu mai stați. Nu există, domnule, nu există să iei, să iei bani de la... Deci, ca să plătim un director de primărie sau de edilitarea sau nu știu ce, se chinuie 20 de muncitori de aia privați. Da, de aia cu salariu minim pe economie, se scoală la 6 dimineața, fac naveta de nu știu ce, se duc, lucrează aici, pleacă la sfârșitul lunii cu 1.500-2.000 de lei, vai de mama lor, și ei din ce muncesc, ei se percep taxe pentru un singur om, pentru un director. Băi, ar trebui să vă fie măcar rușine dacă nu aveți responsabilitatea legală. Ce mai există rușina în politică? Domnule, ascultați-mă pe mine, lucrurile astea se vor plăti.
Asta e adevărat, cineva le decontează. Țineți minte. Dacă nu, cumva le decontăm noi. Da? Că știți cum politicianul vine și pleacă. Dacă îmi îngrijesc sănătatea, dacă mă duc iar să alerg dimineața și să-mi fac nu știu ce, o să ajung să trăiesc momentul în care lucrurile astea se vor plăti. Țineți minte ce vă să spun. Să ne dea Dumnezeu să vedem. Dar eu înțeleg totuși de la dumneavoastră că nu e chiar așa un ultimativ, știu eu, ultimativă decizie. Dom'le, eu nu mai vreau politică. Nu neapărat să mai candidați, nu neapărat să mai nu știu ce. Dar, sincer vă spun, la cum vă cunosc, nu vă văd stând pe margine. Dar mă vedeți de 3 ani, de ce nu mă vedeți? Nu știu. Poate știu eu... Păi nu, sper că nu are cineva vreun dubiu că 3 ani de zile m-am ținut departe de politică. Că v-ați ținut sau că nu v-ați ținut? Că m-am ținut. Totuși, adică chiar ăsta ar fi un proces de intenție. În sensul ăsta nu. Da? În sensul ăsta nu. Dar știți cum e. Bun, de la 3 ani în sus deja devine obișnuință. Poate mai apare un tânăr pe care vreți să-l formați în politică. Poate cine știe, poate o tânără speranță. Nu se știe. Deci la modul ăsta. Nu spuneți nu, că în politică știți cum e. Te întorci când nu te aștepți. Când nu te aștepți nici măcar tu ca om care ai luat o hotărâre. Nu, în România există doar 2 soluții. Fie vom fi luați sub aripa unui sistem de gândire de la nivel internațional. Dar unul care să ne vrea binele. Evident. Da? Și interesați ca noi să fim o democrație puternică, o națiune mai civilizată, mai bine educată, mai bine îmbrăcată, mai bine plătită și așa mai departe, care să fim aici un punct de hotar solid. Sau, varianta a doua, apare o mișcare de renaștere națională. Și nu găsesc alt cuvânt. Știu care sunt pericolele care se pot ascunde în spatele unei mișcări de renaștere națională. Sigur că ar trebui să fie o mișcare deșteaptă, ținând cont de ce se întâmplă lume, să racordeze România la lume și așa mai departe. Știți cum se întâmplă? Noi, adică trebuie să pună România în concertul națiunilor, organismelor internaționale, exact, și așa mai departe, dar trebuie să fie de mișcare de renaștere națională. Pentru că, așa cum privesc politicienii... Pe asta nu știu dacă mai prinde. Nu, mai, eu cred. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul Ionel Manțog. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!